Salutări băieți și fete, bine v-am găsit la un nou episod din Construction Simulator. Băi tată, astăzi încercăm să avansăm cât de mult posibil la această construcție. Dar până una alta, nu o să mă apuc acum să strâng asta că n-are sens, dar o să o mut că ne încurcă. Hai să ne apucăm să plasăm jmecheriile astea aici. Avem în primă fază lemnul. Băgăm lemnul, l-am pus pe poziție. Iar apoi punem selling component. Hai ușor, nu te grăbi. Pac, una. Hai că astea nu durează așa mult. Am făcut excelent de bine. Am luat cea mai bună decizie vreodată să nu cumpăr tot. Nici nu vreau să mă gândesc cât mai aș fi putut chinui să cumpăr tot. Să stau cu toate aici pe capul meu. Să îmbătrânez lângă ele. Să stau, să le mut, să le frec, că știi, nu le găsesc sau să-mi pădădăsubt. Stas. Mă punem frumos astea aici. Bine, mai mult ca sigur o să trebuiască să le și amplasăm ca idee, dar nu e neapărat o problemă asta. Mai mult ca sigur o să trebuiască și amplasate. Dar nu ne văităm. Să fie de muncă, tată, bani de luat. Hai pe lumea elaltă. Bun, prima fază mă cam speriasem, sincer. Când am văzut câta găuroiu facem, am zis, ma, e jale dacă atâta e hotelul. Dar aparent nu e ceva de speriat. E o construcție mare, într-adevăr, dar nu e așa complex. Adică e ceva normal, pur și simplu o casă mai mare. Simplu. Bani să iasă, mai ales la ce prețuri luăm pe ăsta. Și e deja 26%? Stai, bă, câte etaje are în plus? 1? Ești de 1? De fapt, dacă mă întreb pe mine, cred că are 2 etaje și mansardă. Mansardă sau direct acoperișul. Da? Nu stăm să ne batem capul, e irelevantă chestia asta. Câte etaje are, nici nu mă interesează, sincer. Mai avem de pus ăsta și după aia cel mai probabil să punem panourile peste basement. N-a poftin cultură că trebuie să mut panarămile. Cristoșel. Nu e o problemă. Mutăm cifa aici. Și acum la asta îi dăm reset. Ca să nu stăm să o mai adunăm. Îi dăm reset. Intrăm în driver mod.
Nu facem decât să mutăm. Și cum spuneam, avem de montat elementele. Destul de multe elemente. Dar nu e o problemă, tată. Vorba aia să îndita mai hardughiile. Noi să ne văităm. Uite, la botul calului direct. Merge super repede cu astea. Dacă-s curios unde vine asta pusă. Așa să mut un pic. Aha, în capătul ăla. Bun. Bun. Hai să punem și astea de aici. Să pun repede de ele ca să fie treaba bună. Multe nus. Deci de văitat nu putem să ne văităm că multe nus. Așa mă, tată. Stop. Atât. Asta cel mai probabil vine acolo, era clar. O luăm tot așa pe cealaltă mică. Terminăm cu astea, că e mai elegant. Le plasăm pe astea mici, iar apoi le plasăm pe cele mari. Vom avea din nou de turnat. Asta e clar. Mofti că nu găsesc, bă, tata, nu găsesc setarea aia de unde să... Bine, mai întâi nu știu dacă pot să mai schimb ceva în setări. Aș vrea să fac totul singur. Adică mi-ar prinde chiar bine. Atât. Bun, bun. Mai avem una de asta mititică aici în margine. Bun. Și acum să le punem pe astea, tata. Astea grele, astea periculoase. Jbang, jbang. Câte sunt? 4 bucăți. Patru bucăți, exact cum spuneam. Op. Atât. Bă, pe astea chiar îmi place să le montez. Se montează super ușor. Bine, orice se montează ușor. Ideea e să fie macara de asta. Pentru că dacă e macara o mobilă, nu știu, mie mi se pare că se mișcă un pic
complicat. Dar știu sigur că vom avea nevoie și de aia. Pentru că v-am spus, sunt multe, multe piese foarte grele pentru Macaraua asta pe care nu le poate ridica. Pe bune, pasta o torn toată singurel. Super! Super, super, mă bucur maxim. Haide mă, urcă-te în șmecherez. Așa. De ce am ieșit din ea? Numai mama lui știe. Stai că vreau să văd aici ceva. Ma. Ma. Risc mare. Risc mare, tată. Cred că o să începem din direcția aceea generală. Ca să știm o treabă. Hai să începem să scoatem brațul ușor ușor. Să făcură și dimineață, bă, tată, bă. Atât-i, cuțule. Hai să ne dăm jos, să bușonăm cifa și să-i dăm zbice. Cred că o să dau o fugă să o umplu mai întâi, că e cel mai ok așa. Gata, tată. Umplerăm jmecherii așa cum suntem gata de turnare. Începem cătinel așa. Cătinel, cătinel, avem de turnat o grămadă aici, de mult. Asta nu e problemă, o pată mică. Bă, e un pic de turnat, dar nu ne băităm, chiar mă bucur. Mă bucur că turnăm noi pe toată. E altceva când... când noi centrăm, noi dăm cu cap. Logic acum. Altceva, altfel te vede omul. Cătinel, cătinel, imediat e gata. 10%. O să dureze, asta e clar. O să dureze nițel, că e destul de mare, dar e interesant. Cu timpul ne apucăm și de stadion. Dar, sincer, acum că ne-am apucat de asta, aș vrea să terminăm, să terminăm asta. Adică să facem toate task-urile. Sunt curios ce bonus luăm după această etapă.
Avem aproape 400.000, dacă mă întreb unde aș putea să mai iau utilaje, dar mai repede aștept să văd ce-mi trebuie și n-am. Adică consider că asta e cea mai bună variantă. La ce să iau aghiorghe și să nu-mi trebuiască prea curând, când o să iau atunci când îmi trebuie. N-are sens să le iau acum, așa e cel mai bine. Oricum legenda spune că se va goli cifa cât de curând posibil. Presimt. Simt așa. Ușurel, ușurel, ușurel. Nu! Deci e nebunesc, dacă nu mi-ajunge dintr-un cap în altul brațul la elefant, o iau razna. Aha. Hai că a mers. Taci că a mers. Taci că a mers. Stăm bine, suntem șefi. Șefi, tată, șefi. Abia aștept să văd hotelul ăsta gata. Da, mă duc după beton, mă întorc. Hai că ne-am și întors, bă, băieți. Las prost. Ia să vezi tu, na. Ia să vezi ce... Bă, suntem bel, n-ai. N-ai, mă, bă. E bine că am băgat-o repede acolo, fără să dau drumul la beton. E ok, nu ne supărăm. E clar că ne vor mai intra încă două betoniere, cife, nu betoniere, pe puțin. Deci e clar ca lumina zilei. Hai să băgăm aici până în colț. Ca să nu avem probleme și discuții. Uh-huh. Mai e o grămadă de turnat, lui. Păi, puțule. O grămadă mai e de turnat. Hai să vedem ce ne iese dacă o luăm după o parte pe altă. Vedem cât crește. Da, e clar că aici deja s-am podmolit pentru că ne-am dus noi mai îngust. Dar nu e o problemă că îl luăm așa pe rând. Luăm pe rând, turnăm placa. Dăm înainte cu... tot ce avem de făcut. Hai să ne mai ducem o tură încolo. Da, după ce buton, după ce trebuie să apeși ca să înjuri salaurii? Sau după ce buton apeși ca să strigi material? O întrebare bună. Vreau să strig material. Salauri, material. Hai că un pic mai durează și să termină șmecherezul. Presimt. Bă, presimt. După calculul meu la 66%.
de fi placa 66% se consumă materialul. Și trebuie mers și umplută ea. Hai să vedem. Hai că eu sunt curios, tată. Eu sunt genul ăla de om curios. Să vedem dacă am calculat eu bine. Și să termină la 66%. Hai. Așa că cu ăsta pot să mă duc mai mult practic de data asta. Și s-a terminat materialul. Gata, tata, venirăm cu materialul. Dar de data asta am dat și drumul ca să nu mai... Așa. Ce-a luat, tata? Hai să o luăm așa, că tine-l. O luăm pe partea asta la altă. Acum ar fi 99%, dar ia iurea, mă. Deci dacă rămâne de turnat 1%, nu mai zi nimic. Bă, nu mai zi nimic. Pă bune. Doamne, cât de satisfying e. N-aveți idee. Mie îmi place maxim. Bine, când mă joc, că în realitate e prea mult stres când te trezești cu elefantul și cu cifa acolo. Și stai și te gândești, oare e legat bine cu fragul? Oare am omis ceva? Oare e tot în regulă? Nu vrei să te gândești la așa ceva. Vă spun. Acum nu știu cât m-ar ajuta, că aș face o schemă și m-aș duce așa aleatoriu, dar nu, tata, dacă am început așa frumos, păi o ținem așa frumos și ne ducem cătinel. Cătinel. 88%, mai avem un pic și e gata situațiunea noastră. Ai ușor, tăicuț. Ai ușor așa. Hai să vedem dacă îți bagi joc de noi, să ne pui să mergem să umplem cifa pentru 1%. Mai e un pic. Chiar dacă nu e turnată ea la perfecție așa, dar mai e un pic. Cătinel, mai un pic emoții. Ce jeg. Deci ce jeg.
mă duc după beton. Gata, tată, ne-am întors. Și am și terminat. Cam aceasta o fo situația noastră. Trebuie să scot mai întâi cifa de acolo, că se băguiesc dacă îi dau să se închidă. Oprim betonul și avansăm nițel aici. Atât. Și acum hai să vedem ce avem de făcut aici. Bun, trebuie să eliminăm să eliminăm din zonă elefantul. Da, vreau să văd mai întâi. Resetează. Driving mode. Ia vezi ea. O să trebuiască să mergem după, cum îi spune, după prefabricate. Deja știm care, cum și în ce fel. Dar treaba asta o să o facem în episodul următor. Deja stăm bine, s-a acoperit mai tot. Încet, încet vrem să închidem și acolo, atât că spatele a rămas așa. Cred că se face intrare pentru parcare subteran, ascultă ce spun eu. Că nu degeaba e așa. Clar, deci 100% se face așa ceva. Aha, bun. Bun, tăicuțule. Băi, tată, cam asta a fost tot pentru azi. Am turnat, am pregătit următorul pas. Dar, până data viitoare, aveți grijă de voi. Și ce să zic, nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat, pa, pa.